Bun găsit la meditația de seară despre doar ce este îngăduit. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Prezența Tatălui le-a înconjurat pe Hristos și nimic nu l-a lovit în afară de ceea ce a îngăduit iubirea infinită pentru binecuvântarea lumii. Acesta era izvorul mângâierii Sale. Acesta este și al nostru. Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos rămâne în Hristos. Orice ar veni asupra lui vine de la Mântuitorul, care îl înconjoară cu prezența Sa. Nimic nu-l poate atinge dacă Domnul nu aprobă. Toate suferințele și necazurile noastre, toate ispitele și încercările, toate întristările și durerile, toate persecuțiile și privațiunile pe scurt, toate lucrează împreună pentru binele nostru. Toate experiențele și împrejurările sunt lucrătorii lui Dumnezeu prin care binele ajunge la noi.